Salut, prieteni, bine ați revenit la cariera cu Borussia Dortmund și suntem în luna aprilie, cât de curând o să avem semifinalele Ligii Campionilor. Încă nu știu cu cine am picat, acum o să aflăm cât de curând. Și avem între timp un meci cu Wolfsburg, pe care îl voi juca pentru că sunt pe locul 3. Încă ne batem la campionat, poate vom câștiga Bundesliga în acest sezon. Și vrem să vedem cu cine am picat în ligă, cu Bayern! Avem semifinalele Ligii, chiar cu Bayern München. Marea noastră rivală, avem meci tare cu bavarezii și în cealaltă semifinală o să joace Liverpool cu FC Barcelona. Deci avem o nebunie totală aici. S-ar putea să avem o finală cu Barça, dacă vor reuși să câștige împotriva lui Liverpool. Și noi trebuie să învingem marea rivală, să facem imposibilul, pentru că mereu ne-a bătut Bayernul. Așadar avem meci cu Wolfsburg. Am făcut o echipă mai experimentală, pentru că o parte din jucătorii noștri titulari sunt obosiți. Și o să fie echipa a doua cu Sancho, Budescu titular, o să intre și Bartra, care n-a jucat nici un meci până acum și sincer am cam uitat de la acolo, atât de Diallo. Chiar mă uitam la Godin și nu mai poate fi folosit, are doar 47 viteză, e mult prea lent și n-ar face față împotriva niciun jucător mai rapid. Și meciul ăsta de campionat e teribil de important. Dacă nu batem un simplu egal, ne duce destul de departe de Bayern și probabil încă un sezon în care nu câștigăm această ligă. Uite-l pe Bartra, a revenit. El plecase de la Dortmund după ce a fost acel incident cu amenințarea bombă când se deplasau către un meci și e umbra asta fix pe jumate. Cum vă să pui o umbră fix pe jumătatea terenului? E împărțit în două, o parte cu lumină și o parte întunecată. E tare rău de tot. Și a plecat Bartra revenind atunci. Acum iată că revine și Sancho ratează. E primul nostru șut apărat de portarul advers. Son. Nu trece CDB, iată-l și pe Kin. Multe transferuri făcute de Wolfsburg, nu degeaba sunt pe poziția a treia. Jucători importanți din Europa. Modescu, Sancho și o să fie pasa pentru Marțial. Merge și Budescu așa gale spre careu, un tackle greșit acolo, dar vine Tisserand. Și e și Trigueros la echipa asta. Oh, De Gea! N-a parat de aici. Super lovitură liberă, dar îl avea pe De Gea poartă și cum a scos-o pe asta. Incredibil. Era în vinclu. Ce paradă, ia uitați-l. Mi se pare super. Bară gol. Mamă, ce gol am luat. 1-0 Wolfsburg. Și cum a curs mingea asta. Ia uite atacul. Un șut din prima. Plasat perfect. N-a avut ce să mai facă De Gea ăstuia. Și din păcate e 1-0 pentru Wolfsburg. Sancho. În acest moment este Sancho în care se toarce bine, dar nimeni în centru. Pauză și e nevoie de schimbări. E vreo să intre trei titulari pentru că trebuie să toarcem acest scor 2-1. Nu mai poate Sancho. O să mai țin în teren totuși. Și vor intra Royce în loc de Budescu, va intra Royce. Și o să intre și Dybala. Wow! Paradă bună din partea lui De Gea. Încă 1-0 pentru Wolfsburg. Nu o ducem prea bine și a intrat Eric Lamela. Ce echipă au construit ăștia aici. Dybala pentru Son, o preluare foarte bună și e șansa noastră pentru a marca. Son înscrie 1-1 în minutul 66. Arena erupe efectiv, este un moment foarte bun. Ne mai trebuie un gol ca să luăm cele 3 puncte. Trebuie să înscriem cumva. Royce. Nu să-i pasez cuiva, îl găsește cumva pe Dybala, Marco Royce. Și e mingea în centru, Royce cu șutul în blocaj, din păcate. Dar tot la noi este mingea, Son poate da lovitura, Son înscrie pentru 2-1, minutul 79. Dăm lovitura și toarcem scorul prin dubla lui Son. Încă minutul 79, mai sunt încă 10 minute aproximativ. Iată cum ajunge balonul la corean și pur și simplu un șut pe jos, care nu poate fi apărat de portarul lui Wolfsburg. E final de meci.
3 puncte cu Wolfsburg în acest derby dintre primul loc și locul 3. De fapt locul 2, stai că a trecut Bayernul peste noi la naiba. E greu să mă obișnuiesc cu chestia asta, mereu în mare parte în sezon suntem acolo în top. Bayernul bate pe Leipzig, deci încă cu un punct în spatele lor și avem turul din semifinalele ligii contra lor. Simula meciul, e meci jucat acasă, două înfrângeri și un egal în ultimele 3 meciuri pentru VfB și batem 5-1, luasem primul gol, Hakimi a dat o dublă. 5-1, Marțial și Son rezolvă meciul alături de Hakimi și avem Liga. Primul meci acasă, uite și pe Sergi Roberto. O să jucăm cu aceeași echipă și să vedem ce mai e la Bayern acolo. Poate în sfârșit o să-i batem acasă, trebuie să facem măcar 1-0, 2-0. A trebuit să nu luăm gol, ca să avem șanse maxime. În finalele Champions League, cine ar fi crezut că o să jucăm fix cu Bayern? Campioana în titră, ei au câștigat această ligă. Sunt campioni Europei, s-ar putea să fie cea mai bună echipă din lume la ora actuală. 3-0 cu Atletico Madrid în sferturi, în optimii au bătut pe Manchester United și am eliminat totuși pe PSG și Manchester City. Meci tare, imnul lui Cerel l-am tot ascultat, e vremea să înceapă această partidă foarte importantă. Lewandowski, Sancho este trimis în bandă de această pasă a lui Leva. Götze, Witzel și acum Reus din prima apără Neuer. Prima ocazie, minutul 5, ratarea lui Marco Reus și vine Lewandowski acolo cu foarfeca. Însă Goretzka era în calea mingii. Grimaldo e în zona centrală, el e fundaș lateral și acum luăm primul gol, minutul 10. Goretzka marchează, din păcate, un minge care a sărit la el. Nu știu ce e neregulă cu Bayern. Ce au făcut? Așa au fi în toate carierele Bayernul. Parcă sunt mult prea buni. Caută centrarea și e Bellerin pe poziții. Dybala preia foarte bine. Și poate fi un moment bun pentru echipa noastră. Urcă și Reus. Cât de rapid e Jerome Boateng, se aruncă Boateng acolo, trece Dybala, crochetele, n-am însă cui să-i dau. Toți jucătorii erau în careu. Reus, Götze, Lewandowski, din nou cu Mario Götze, apără Neuer. Ce reflex, senzațional. Și o să fie autul bătut de Leva, super, nu mai avem atacant în careu. A trebuit să găsim altă soluție. Și este Reus acolo, din nou Neuer, formidabil. Cum să apere în halul ăsta Sancho? Trebuie să ne ajute Sancho, el ne-a adus aici. De unul singur a bătut echipa lui City. Și acum Sancho urcă în careu, Sancho șutează și scrie pentru 1-1. Ce ne-am face fără Jadon Sancho? Vedeta echipei, egalează în minutul 37 și avem o șansă. Dacă batem, poate cu 3-1, dar și 2-1 până la urmă, un egal în deplasare ne-ar califica după aceea. O victorie ne trebuie. Paulo foarte bine a trimis și poate putem profita de viteza lui împotriva lui Jerome Boateng, care îl oprește perfect. Ce tackle din partea lui Jerome Boateng, este corner pentru echipa noastră. Tolisso îndepărtează puțin pericolul, dar nu pentru mult timp, fiindcă suntem tot noi în atac. Același Dybala și acum este Sancho, iată-l venit în zona centrală, dar n-am putut să trec. Erau prea mulți jucători de la Bayern. Se încheie 1-1 această primă repriză. Periculos Bayern aici. Gnabry scrie pentru 2-1. Mi-a scăpat Gnabry, al doilea șut al celor de la Bayern. N-aveam om pe Gnabry și dacă a fost liber a marcat foarte ușor la colțul scurt. Trebuie să întoarcem. Ne trebuie două goluri. Poate un 3-2. Iată-l pe Sancho acum. Götze, însă n-am pe unde. E foarte greu pe ultimate să bați Bayernul. Uite-l pe Dybala. Pasa lui Reus e foarte bună. Și este Sancho în careu, Dybala a pasat foarte bine, Sergi Roberto e acolo și s-a oprit Boateng. A avut brain lag sau ce s-a întâmplat cu Boateng?
Iago, bară, ce noroc. Ce gol era să luăm. Noroc a lovit bara Thiago. Și Son acum care a plecat, pasă e foarte bună. Trece Son de toată apărarea și va fi pasa pentru Sancho acolo în fața porții care ratează. Bă, Sancho este ultimul ratangiu uneori, mă. Cum poți să dai pe lângă de acolo? Doamne, doamne. Matuidi, mizăm din nou pe Son, care iarăi scapă foarte ușor. Son este singur cu Neuer. Șutul cu exteriorul scos de Neuer. Nu se poate așa ceva. Slis, ia uite ce viteză are. Și face 3-1. Cum? Mamă, nu se poate așa. Final de meci, 3-1 pentru Bayern. Sunt super dezamăgit și sincer, nu pot să-i bat, frate, n-am cum. Ei bine, continuăm de unde am rămas. Atunci n-am mai jucat de meciul cu Bayern. Mi se cam luase și a zis că mai bine să filmez în altă zi. Avem un rezultat de întors foarte greu, 3-1. Și între timp o să avem un campionat cu Werder Bremen. Vom simula această partidă și jucăm returul cu Bayern în încercarea de a răsturna scorul. Încercarea cam imposibilă. Bayern un punct peste noi în campionat. Măcar campionatul să luăm dacă altceva s-ar putea să nu reușim. 2-0 cu Bremen. Son și Martial și-au făcut treaba pe tot parcursul campionatului. Și avem returul din Champions League pe care o jucăm în deplasare. Am pierdut acasă 3-1, mi-am amintit, am filmat cred acum vreo săptămână. Și o să iasă Ghiuțe de schemă, o să fie Matuidi cu Witzel, iar vârful pun pe Son. Cred că o să avem rezultate mai bune așa. Și cam aia e pe Fußball Arena München. Dybala, gata de remontat, dar foarte similar cu ce s-a întâmplat în realitate. Doar că acolo a fost primul meci în deplasarea lui de Dortmund cu Spurs. 3-0 pentru Spurs. Și apoi cercarea imposibilului. Chiar pe arena marii rivale, care ne-a bătut pe unde ne-a prins Bayern München. Cu echipa asta care culmea merge. Cu Brent, Higuain și alții. Iată-l pe Kovacic. UEFA Champions League. Gata de un mare meci pe care trebuie să gestionăm cum trebuie. Witzel la cap către Blaise Matuidi. Este Son care scoate mingea de acolo cu succes. Și trebuie să găsim niște opțiuni în fața acolo. Poate acum. Mingea este pentru Son care face o preluare bună. Son cu șutul scos de Manuel Neuer. Activez timp presul. Poate așa avem mai multe șanse de a lua mingea pentru că pasează mult prea bine. Și trebuie să o recuperăm, să avem noi posesia. Sancho. Matuidi, este centru Royce. Marco Royce poate șuta, o face blocaj. Boateng perfect plasat. O, pasă bună. E Mateo Kovacic singur cu De Gea. Marchează Kovacic și în acest moment trebuie să scriem de 3 ori ca să mergem în prelungiri. Dybala, Paulo are foarte mult spațiu acum. Și este Berbatovul, foarte bun, Dybala șutează, e Smalling acolo. Iar o ratare și încercăm un corner către Son, care e plasat bine, dar din nou se descurcă bavarezii. Son către Marco Reus, este bară. Băi, parcă nu vrea. Bară la o fază care anunța un mare gol. Încă suntem acolo. Este Axel Witzel în Tolisso. Vai câte șuturi am avut. I-au avut, cred, un singur șut. Pauză pe Allianz Arena. Din păcate, 1-0 pentru Bayern. Am dominat meciul. O să coboare Royce, iese Witzel. Și o să intre Leva. Dybala o să fie cam. Opa, iată-l pe Son. Și dacă trec, ar putea fi gol din partea noastră. Este Son care restabilește egalitatea. Încă 30 de minute în care trebuie să marcăm de două ori pentru a duce meciul în prelungiri. Și a încerca marea minune. Sancho, Lewandowski, spații acolo. Mario Gheoțe, este 2-1 și 10 minute de speranță pentru Borussia Dortmund. Trebuie să marcăm o dată, fiindcă după aceea e simplu, la un 4-2 ne calificăm.
Avem avantajul de goluri înscrise în deplasare. Trebuie să marcăm în ultimul minut. Să reușim marea minune cu Bayern München. Va fi greu, dar nu imposibil. Din păcate jucătorii sunt cam obosiți. Și aici a fost offside. Rămân 5 minute. Poate să mai avem un atac. Brent dă pe lângă, mai un minut. O să dau departe pe Marțial. E ultima noastră șansă. Marțial să câștige duelul aerian. Nu o face. Da. La limită, bă. Of, suntem eliminați. Am fost atât de aproape de finala UEFA Champions League. Un gol distanță. Pierdem la limită în această dublă cu Bayern. Și când te gândești la ratarea lui Sancho cu poarta goală, la multele paradele lui Neuer, dar n-ai și să faci uneori. Bayern a jucat foarte bine. Iarăși ne înving și se duc spre finală. Din păcate, nu toate carierele au finaluri din astea fericite, fiindcă o să fie ultimul sezon, o să mai încerc mai departe să câștig liga. Bayern nu a dovedit de multe ori că sunt mai buni, nu știu, nu pot să-i înving cu echipa asta lui Dortmund, dar măcar suntem pe primul loc în campionat și s-ar putea să câștigăm Bundesliga. Ei bine, cu Hoffenheim am câștigat 1-0 și suntem acum în pole position pentru titlu. Ne trebuie o victorie cu Köln, care sunt pe locul 6 și asta a fost. Toți jucătorii sunt disponibili pentru această partidă. O să fie Leva vârf. Dăm sim în deplasare la Köln. Au două înfrângeri cu Schalke și Hoffenheim și în acest moment câștigăm 2-0, suntem campionii Germaniei cu Dortmund. Am câștigat titlul și se cheie destul de bine această carieră. Oricum văd că Bayern au pierdut în ultimul meci și să vedem dacă o să câștige liga. E interesant de văzut. Simulez până pe 2, când probabil o să fie finala în jurul acelei perioade. Am câștigat Bundesliga, Europa League, n-a fost o carieră așa de rea. Și o să cheie aici, asta este ultimul sezon, două sezoane cu Dortmund și o să încep, cred, o carieră nouă. Vreau să fac una co-op cu Călinaciu, să mai vorbesc cu el. Dacă e totul ok, dă drumul la treabă și începem o carieră co-op cu el, cum am făcut în vara anului trecut. Și sper că v-a plăcut această carieră cu Dortmund, cred că 19 episoade. Dacă da, nu uitați să lăsați un like acestui ultim episod. A fost o bătălie interesantă cu Borussia Dortmund vs. Bayern, să am eșuat aici în ligă. Dar am ajuns în top 4, nici așa nu este extrem de rău. Și AC Milan a câștigat Europa League, vor juca în Champions League. Sunt în viitor și Bayern a câștigat Liga. În finală cu Liverpool, care a eliminat... A eliminat Liverpool pe Barça. Da, am jucat cu cea mai bună echipă. Bayern de două ori la rând câștigătoare UCL. Au luat și campionatul Supercupa Europei. Culmea, sunt cea mai bună echipă din lume, probabil, în momentul ăsta, în cariera asta. Și aici se cheie totul. Ne-aș schimbați în urmări, prieteni. Pa!